Gardă, trec! Te dau trepau! Preacucernici părinți, stimați invitați, doamnelor și domnilor, dragi oaspeți, dragi moineșteni. Dintr-un început vreau să vă spun la mulți ani tuturor de Ziua Națională a României. Programul zilei de astăzi va începe cu un tedeum oficiat de preacucernicii părinți, urmat de discursuri și de punerea în final a coroanelor și jerbelor de flori la monumentul eroilor din municipiul Moinești. Pentru început, imnul național. Gardă drept, pentru onor înainte! Slavă Sfinte, ce cei două ființe de despărțite trăim totdeauna cu și purulea și în vecii vecilor. Amin. Care
și de tot rulem de viață, vino și tem să lășluiește pentru noi și și mântuiește bunul sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, să vă le iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zicem toți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că-l taie Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea au făcut sfat farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor împreună cu irodianii, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oamenii calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune nouă, ce ți se pare ție, trebuie să dăm dajdie cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei au adus un dinar. El a întrebat: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci Iisus a zis către ei: Dați deci cezarului ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind de acestea s-au mirat și lăsându-l s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să ne prenăm
noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție auzere și ne miluiești. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru un al preasfințitul Părintele nostru, Arhiepiscopul Ioachim, și pentru toți frații noștri, cei întru Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește. Ca niște romi nebrăiți, fricăci cu tremuri, mulțumim rostivirii tale, Mântuitorul, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugarele văsat asupra robilor tăi, că de mâna ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cuvinință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre tuturor. Cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne, Doamne, și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Bine primită, fă să fie bună stăpână această mulțumită noastră înaintea slavei tale, ca o tămâie bine mirositare și ca o jertfă fără de sânge, și ca un durat trimite donarurilor tăi, milei tale cele bogate, rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Izbăvește biserica ta cea sfântă și țara noastră de toată răutatea vrăjmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți și a tot poporul tău român, drept credincios dăruiește lungime de zile, fără de păcate și sănătate și propășire în toate virtuțile creștinești. Rugăm-ne-a tot îndurate, împărate, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Ceea celor ce sunt pe mare departe și milostivi, fiind o stăpânire după cartele noastre, și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Lui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurat cele de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu tremuri ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerea care a fost asupra poporului român, primarea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurat și nespusă ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea vrei să împlinească cererile,
Așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragoste către tine și aproape și toate faptele bune și a domeniale tale binefașe pentru cu toți credincioși și robii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dă, Doamne, conducătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întăiește popoarele și înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău, Duhul lepădării de sine, pe care le-a dat Sfântul Tău ucenici și apostoli când ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejea cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproape și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește să sporim în faptele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români de toate tipurile și toate locurile căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei, a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului și pentru libertate și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciune părinților noștri, că chemau ei ajutorul și îndurările tale spre lor și spre țările acestea, în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim să-ți cântăm ție fără început al Tău, Părinte, și prea sfântul jumătate de viață făcătorului Tău, Duh. Dumnezeu, slăvind o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu de grijă noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Preacucernice Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maice, s-a răcuterea cinstele viață făcătoarei cruci, cu ale Sfinților Apostoli și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Înalt preasfințitului arhiepiscop nostru Ioachim, dă-i, Doamne, zile îndelungate și până sporire îndreaptă, propovăduirea cuvântului adevărului Tău și încărmuirea turmei cele cuvântătoare pe care a mântuirii. Și îl păzește, Doamne, pentru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mai marilor orașelor și satelor și viitoare de Hristos armată, dă-le, Doamne, zile bune și delungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire, întru toate bunăsporire, iar asupra jurașilor biruință și păzește vedenșii întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Această sfântă slujbă, să le, Doamne, zile îndelungate, cu pace și sănătate și într-o toate bune sporire și păzește pentru mulți ani. Mulți ani să trăiască! La mulți ani cu sănătate!
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Gardă drept, gardă acoperit. Mulțumim pracucernicilor părinți, onorată asistență, dragi moineșteni, dragi oaspeți. Sunt bucuros și onorat să fiu și astăzi, 1 decembrie 2016, împreună cu dumneavoastră, aici, în fața Monumentului Eroilor din municipiul Moinești, pentru a sărbători cu emoție Ziua Națională a României. Ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca Zi Națională a României în anul 1990, reprezentând sărbătoarea Marii Uniri de la Alba Iulia, acolo unde s-a votat unirea Transilvaniei cu patria mamă, încununând lupta românilor pentru unitate națională, eveniment ce simbolizează împlinirea unei dorințe de veacuri, unirea tuturor românilor în granițele unui singur stat național. Dar 1 decembrie este și ziua în care toți românii își onorează țara și cinstesc cu profundă recunoștință generațiile care au luptat pentru libertatea și unitatea neamului românesc. Istoricul Florin Constantiniu spunea: Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid. Este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului. Patriotismul este sentimentul născut din sacrificiile făcute de străbunii noștri, din lupta adusă pentru împlinirea unui ideal, pentru întregirea neamului și păstrarea valorilor, din responsabilitatea de a transmite urmașilor esența culturală, spirituală și materială a poporului român. A fi patriot înseamnă să-ți arăți și să-ți asumi sentimentele și emoțiile față de locurile natale, față de țară și poporul tău. Patriotismul înseamnă, în primul rând, verticalitate și dorința de a îndrepta, de a face lucrurile corect, prin înțelegerea locului și rostului nostru în lume. Este vorba despre o legătură emoțională, puternică, față de locurile în care am crescut, față de oamenii care vorbesc aceeași limbă cu a noastră și, nu în ultimul rând, față de tradiția, istoria și cultura noastră. Acesta este adevăratul patriotism, cel care nu se uită oriunde ne-am afla, un sentiment care nu poate fi zdruncinat de nimic și care ne face să ne respectăm țara cu bune și cu rele, căutând în permanență să dezvoltăm toate aspectele pozitive și să le corectăm pe cele negative. 1 decembrie este o zi cu profunde semnificații istorice, dar și un subiect care trebuie să ne dea de gândit și să ne facă să privim cu încredere în viitor, dacă știm să trăim prezentul așa cum se cuvine. Ziua Națională este o zi unică, specială, marcată de recunoștința față de strămoșii noștri, cinstind memoria lor. Este o zi plină de iubire și respect față de semenii noștri, trăind cu bucurie acest prezent, și este ziua în care, privind cu încredere și speranță către copiii noștri, către viitor. Suntem prezenți astăzi aici pentru a ne aduce un cald și pios omagiu martirilor neamului, pentru a depune jerbe și coroane de flori, pentru a marca sărbătoarea noastră națională. Tuturor le purtăm cu pioșenie amintirea vie pentru totdeauna. În această zi frumoasă vă urez la mulți ani, dragi moineșteni, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, România!
Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, domnul veteran de război, domnul colonel în rezervă, domnul Procopie, este alături de noi. Vă rog! Onorată asistență, dragi camarazi, dragi elevi, permiteți-mi ca numele veteranilor de război și numele Asociației Culturii Morminților, astăzi, când poporul român de pretutindeni sărbătorește cea mai înaltă sărbătoare națională, unirea tuturor românilor. Această unire s-a făcut datorită luptei acelor peste 840.000 de militari care au căzut pe câmpurile de luptă. V-a spus dumneavoastră întrebarea, cine sunt aceștia? Eu vă răspund. Ei sunt fiii și fiicele neamului românesc. Ei și-au dat ce-au avut mai scump pe lume, viața. Au plecat de acasă la porunca regelui Ferdinand I și a primului ministru Ionel Brăteanu. Mulți au plecat pe front, puțin s-au întors. Au lăsat în urmă jale și durere. Au fost părinți, a căror lacrimi niciodată nu s-au mai stins. Au fost mame, au fost copii care nu s-au cunoscut părinții. Așa a avut bunul Dumnezeu. Așa a avut tot că noi românii, totdeauna când am căpătăm o porțiune din teritoriul țării noastre ocupat, am trebuit să luptăm și să cădem. De exemplu este lupta Corpului 4 de armată comandată de generalul Vrănescu. Acesta, la 25 octombrie 1944, ultima porțiune de teren sustrasă în mod frauduros prin tratatul de la Viena din 1940, a fost recucerit. Și de acolo, împreună cu noi, cu armata întâia, comandată de Vasicu, general de la Poduri, Nicolae Șova, am pornit după aceea în munții Tatra. Am ocupat Budapesta nu pentru prima dată, noi am ocupat Budapesta românii pentru a doua oară. Prima dată în 1918, când armata română a fost din nou mobilizată și a ocupat Budapesta și a alungat hordele comuniste a lui Tibor Lajos. A doua oară am ocupat Budapesta în 1945. În 1945, guvernul ungar, pentru ca drept mulțumire, a ridicat la Tisaloc, la 25 de km de Budapesta, un monument în cinste eroilor români. Pe acest monument scrie cu litere în limba română ca și în limba maghiară: slavă ție, ostaș român, care, deși ai fost de o altă nație, ai luptat și ți-ai dat viața pentru noi ca să ne scăpați de fascism. Nu știu dacă acest lucru îl recunoaște la Iosto, părintele cel care totdeauna și în fiecare an face și instigă poporul român împotriva celorlalți ardeleni. Eu am răspuns de multe ori și răspund și astăzi. El a îndrăznit apostolului de radio, Budapesta, să spună că ziua aceasta înălțătoarea noastră, de 1 decembrie, este o zi de doliu pentru ei. Nu, domnule, nu e zi de doliu pentru el, pentru noi. Pentru noi este o zi înălțătoare. Pentru dumneata este zi, pentru noi a fost zi de doliu atunci când am mort frauduros la 30 august 1944, pentru o tratat susținut de cine? De cinele acestea, care era ministru de externe al Italiei și a ocupat 7 județe. Ne-a ocupat în termen de 5 zile mândria neamului românesc, Maramureșul, de unde a pornit
acel care a înființat, care a Moldova, Dragoș Vodă, a ocupat, dar a dat bunul Dumnezeu și l-a recăpătat. Dați-mi voie ca să citesc o poezie care se referă la eroi de către marele poet Nichita Sănescu. Nu îl uitați pe cel care a căzut în război. Lăsați-l din când în când un loc liber la masă, ca și cum ar fi voi, nu viu între noi, ca și cum s-ar fi întors acasă. De fapt, el s-a întors din tâi, numai că s-a întors puțin mai ostenit. Și un pat a căzut, și un pat nevăzut și a așezat căpătăiul lângă venița acasă din mit. El și-a făcut locul lui și acum poate că e sete. E o sete arzând și până la noi e un film. Deci lăsați pentru el să cadă vin pe pământ. Nu uitați pe cel căzut în război. Strigați-l din când în când pe nume, ca și cum ar fi printre noi, ca și cum ar surâde cu noi. În 1922, la Alba Iulia, a fost cel mai mare eveniment. Atunci, la 22, în anul 1922, regele Ferdinand a fost, la Marea Unire, a fost numit regele României, regele tuturor, iar regina Maria a fost regină. Și a fost numită pentru că a avut grijă de eroi, de cei care, de răniții, care au fost pe front în spitalii, a fost numită mama răniților. Evenimentele din 1922 și până în 1941, numită interbelică, a fost plină de evenimente. În 1927 a murit regele Ferdinand, potrivit Constituției, regele Mihai, prin numai de 7 ani, a fost declarat regele României, dar a fost instituită, potrivit Constituției, o regență compusă din Patriarhul României Miron Costea, Cristian Buzdugan și Prințul Nicolae. În 1930, regele Carol și-a adus aminte că trebuie și-a avut, și-a cunoscut greșeala pe care a făcut-o, a renunțat datorită unei femei oarecare, Zizi Lambrino, și-a revenit după ce a urmat dictatura carlistă. În 1939 a fost cea mai mare lovitură dată. Cine credeți că s-a umit unii cu alții? Rușii cu nemții. Și-au format acel pact nenorocit Ribbentrop-Molotov. În baza acestui pact, am suferit noi români în 1940 extraordinar de mult. Am suferit. La 28 iunie 1940, Tătuca Stalin ne-a dat ultimatum ca în termen de 3 zile să părăsim Basarabia și nordul Bucovinii. Am părăsit Basarabia, am părăsit nordul Bucovinii, dar la nordul Bucovinii, la Herța, capitanul Boroș, împreună cu 4 soldați, s-a opus, a fost împușcat, mișelește, corpul nesuflețit, este adus și doarme somnul de veci în cimitirul eroilor de la Bacău. Tot în același an, la 30 august, a urmat altceva, așa cum v-am amintit. A venit și ne-a luat cele 7 județe unguri susținuți de către ministrul de externe al Italiei, care era ginerele lui Corti. A fost jale și amar. Eram student. Atunci se terminau cursurile la 30 iunie. Era în ziua de 28. Am fost obligați la ora 12, 11, 12, 2 noaptea să ne luăm bagajele, să plecăm, să ne ducem în gar oriunde și să dăm loc
celor care erau refugiați din Basarabia. Au fost scripte extraordinare. Pentru mine, am ajuns acasă din Iași după 3 zile. Nu știa ce cu mine, nu mai ajungea, ce s-a întâmplat. N-aveam niciun tren care mergea spre București. Toate trenurile veneau la Ungheni, aici îmbarcau populații fugite din Basarabia și după aceea vineau numai până în gară, în gara Iași de acolo. Iar înapoi și tot făceau aceste transporturi. Piața Unirii de la Iași, când am dus, era un vacar. Era plină numai de copii mici, de animale, de bani, de tot, tot ce vezi, câte piața mare. Satul era din... era plină, plină, absolut. Urcați, era ce sus acolo, de foame. Cei care au rămas în Basarabia au trebuit să pătrimească. Pentru că ei au pătrimit și au fost deportați în Siberia. Și în Siberia îmi spunea un cetățean care este moldovean, nu știu, el e moldovean, el știu, Basarabia se cheamă. Moldova e între Prut și între Carpați, dar nu știu de ce. Și îmi spune că în Siberia sunt sate întregi de români care au fost deportați din Basarabia. A urmat după aceea al doilea război mondial. În primul război, când ne-am dus sub deviza români, treceți, Carpații, se dezorbiți pe frații noștri. Antonescu, la 3 martie, a făcut un plebiscit, da sau nu, votați cu mine sau nu. Și atunci noi am votat pe el și atunci el, alături de Hitler, a declarat război Uniunii Sovietice, Franței, Vice Antante și am ajuns la un moment dat până la Stalingrad, până în Crimea. Mii de soldați au murit pe front. Dar nu numai pe gloanțele le-au murit, ci condițiile, după ce au căzut prizonieri, au fost transportați în vagoane în care se transportă animalele, fără apă. Fără apă, imaginați-vă, timp de 2 săptămâni, de la Stalingrad, din aproape, de la Potul Domnului și până la cele ambiți. Vă imaginați, le-a aruncat pește pe geam și trebuiau ca să ia zăpadă de pe vagoane și ca să stângă setea. Știți că am avut un eșec. Am fost învins. De ce să nu recunoaștem? La 23 august, Antonescu a fost arestat, am cerut un armistițiu pe care Stalin nu l-a semnat. L-a semnat la 12 septembrie. În această perioadă, de la 23 august și până la 12 septembrie, au căzut prizonieri 120.000 de soldați români pe care i-a dus la Donbass. Acum unde se hârie mereu acum cu... unde sunt minele alea de cărbun, și au stat până în 1958, până când conducătorul de atunci a țării a dat un decret prin care a degrațiere și atunci toți românii și toți prizonieri, indiferent, au venit în țară. Dar pentru că iar mă întorc la domnul Laiaș și-l întreb și spun. Și să-i recit poezia scrisă cu litere de aur de către un mare poet ardelean și care spune cam așa. Ardealul este al nostru, e pământul nostru românesc, e trup din osul nostru sfânt. Și nimeni nu mi-l poate lua. Zindarul Romii aici l-am înfit și nimeni nu mi-l poate scoate. Voi, și ați avut de dincolo, de dincolo de Nistru, în holda cailor nebuni, ați venit și mi-ați ocupat pământul nostru sfânt. Dar Dumnezeu
și l-am recăpătat. M-a recăpătat iarăși Ardealul și Ardealul este pentru mine. Ardelenii sunt oameni deosebiți. Timp de 1000 de ani au suferit. 1000 de ani au suferit tortura. Au fost care s-au revoluționat. De exemplu, Horia Croșca și Crișan, dacă s-au revoltat, cum au terminat-o? Au fost trași pe roată de dușmani. În încheiere, vă doresc tuturor multă, multă sănătate, sfintele sărbători ale Crăciunului, ale Anului Nou, ale Bobotezului, în număr cu toate, cu Sfântul de Preu, de aia probabil, să repetesc și sănătoși, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate. Mulți ani, România! Mulți ani, români! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru răbdare. Sunt convins că mulți mai aveți de învățat poezii de la domnul Procopie la 97 de ani. Așadar, vreau să sperăm cu toții că peste 2 ani vom aniversa centenarul Marii Uniri și, de ce nu, peste 3 ani, centenarul domnului Procopie. La mulți ani! În continuare, aveți în fața dumneavoastră și va avea un foarte scurt program artistic corul Liceului Spiru Hare din municipiul Măinești, corul Resurrectio, cor care va deschide și concertul Coralei Madrigal, care va avea loc luni, pe data de 5 decembrie, la Centrul Cultural din Moinești. Dar până atunci, vreau să vă invit de pe acum, de seară, să sărbătorim această frumoasă zi, să încheiem această frumoasă zi de sărbătoare cu un spectacol deosebit numit Moinești, România, Tujur, Amur Tujur. Deci, pe înțelesul tuturor, Moinești, România, cu dragoste în fiecare zi. Vă așteptăm de seară la ora 18 la Centrul Cultural Lira. Scumpă țară românească, cuib în care ne-am născut, când pe care s-a văzut vitejia strămoșească, Românie, te salut, cuib în care m-am născut. Scumpă țară românească, te salut. Și-a mea frunte ți se-nchină ca înaintea unui sfânt, căci deși copil eu sunt, inima de dor mi-e plină. Românie, te salut, cuib în care m-am născut. Scumpă țară românească, te salut. Să ai viață de vecie, să sporească al tău popor, sub stindanduri tricolor, să nu vezi decât frăție. Românie, te salut, cuib în care m-am născut. Scumpă țară românească, te salut! Vă mulțumim, August Comănescu, frumoței Constantin, urmează Radu Comănescu și încheiem cu melodie pe care vă invităm să o cântați împreună cu noi. La mulți ani, România, la mulți ani, românilor, voi cânta o melodie de-a unui prieten de-al meu din satul mare, un patriot adevărat, numit George Negrea. Melodia se numește Țara din noi. Când noaptea mi-e lungă,
acasă mă gândesc. Freeback sunt în lume, departe trăiesc, dar vreau să se știe că avem gând românesc. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Necazuri mi-s multe și prieteni puțin, că grea este viața numai printre străini. Dar vreau să se știe că avem gând românesc. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Când venim acasă, parcă mai înviem. Durerile ne lasă, scăpăm de un blestem. Dar vreau să se știe că avem gând românesc. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Dar vine iute ceasul când iar vă părăsim. Ne-ncremenește pasul, lăsăm tot ce iubim. Dar vreau să se știe că avem gând românesc. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Mulțumesc! La mulți ani românilor de pretutindeni! Thank you.
municipiului Voinești. Asociația Mândrăie Românească. Poliția Municipiului Moinești. Detașamentul de jandarmi al municipiului de urgență, Moinești.
Psihologul teoretic Spiru Haret Moinești. Grigore Covălcescu Moinești. Școala gimnazială Ștefan Luchian Moinești. Gimnazială George Enescu Moinești. Școala gimnazială Tristan Țara Moinești. Gimnaziar Alexandru Sever Moinești. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Moinești. Acestei zile deosebite, Ziua Națională a României, vreau să aduc mulțumiri speciale detașamentului de jandarmi Moinești, domnului comandant Ghiniță, Poliției Municipiului Moinești, detașamentului și domnului comandant de la ISU, pompierii Moinești, directorii tuturor instituțiilor din Municipiul Moinești care au participat astăzi și care sunt alături de noi la aceste activități ale comunității. Să vă spun în final, să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți o viață fericită și la mulți ani tuturor, o zi frumoasă! Gardă, drept! Gardă, la dreapta! Gardă, înainte! Doamne ajută, vă dați în ce? Să vă mulțumim pentru vizionare!